Bine, m-am găsit la horoscopul zilei de joi, 8 iunie. N-am în introducere niciun eveniment special de prezentat. Sunt aceleași de zilele trecute, despre care evident am vorbit în horoscopul săptămânii, în astrodrama lunii iunie și în mare parte din horoscoapele lunii iunie. Sper că ați remarcat că vine o lună interesantă. Și mai departe de atât. Unele evenimente deja s-au produs, dar mai vin și altele foarte focoase, palpitante, fierbinți, riscante pe alocuri și despre care am vorbit în mai toate, cred, horoscoapele lunii iunie. Dar despre evenimentele acestei perioade am vorbit și în alte două filme. Pe alocuri, pe unde-i cazul, am vorbit și horoscopul anului 2023, cred că pe la leu, pe la berbec, pe la vărsători. În multe locuri am vorbit despre evenimentele acestei luni, de aceea vă invit să vedeți, dacă nu ați făcut-o deja sau dacă ați făcut-o, să vedeți din nou că acum se produc aceste evenimente, luna aceasta, și să fiți puși în gardă. Dar și în celălalt film despre anul 2023, numit 20 de momente de top. Undeva, în câteva locuri, cred că fac referire, cel puțin în sectorul dedicat lui Lilith, fac referire la luna iunie din plin, de aceea vă invit să completați ceea ce spun aici, zilnic, săptămânal, lunar și cu acele filme ale anului 2023. Pentru că n-am nimic să vă spun astăzi, că e bine, că e rău, nu contează, că n-am evenimente, la asta mă refer, hai să vedem pentru fiecare zodie în parte ce ne aduce o zi de 8 iunie și de aceea vă invit jos în descriere să căutați zodia care vă interesează, să dăm drumul la ziua de joi. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi, berbeci, aveți o atracție specială față de cineva. Există o persoană care vă cheamă foarte tare, vă ia ochii. Cam asta e sentimentul. Aveți acel sentiment că e pe acolo cineva și voi tot acolo vă uitați, tot acolo vă uitați. Bun, și atracție poate să fie legată de un om, dar poate să fie legată și de o situație, și de un obiect, și de un vis. Dar hai să legăm de dragoste, pentru că și voi aveți o mare doză de atractivitate în perioada asta. Și voi sunteți sexy, atrăgători, hot și așa mai departe, dar apare și în ochii voștri cineva. Unii v-ați putea îndrăgosti și nu numai acum. Toată luna, vedeți horoscopul lunii, să vedeți câtă fierbințeală e în inima voastră. Pe unii o să vă pârjolească, pe alții o să vă dea peste cap, că sunt aspecte pe care probabil nu le-ați mai simțit. Și de aia, cine știe, începe să se ivească la orizont această șansă sentimentală de care vă ziceam. Dacă deja există iubirea în viața voastră, parcă e mai multă pasiune acolo, parcă e mai multă energie, vă arătați într-o lumină nouă, îl vedeți pe celălalt într-o lumină nouă. Poate e și un moment în care puneți foarte mult preț pe aspect, pe cosmetică, ceva, coafură, o haină nouă, deci poate fi și așa un artificiu de imagine pe care îl abordați sau îl remarcați la celălalt, dar e atracție magnetică, fizică. Vi se pare cel puțin că această persoană care vă ia ochii e unicat, e cea mai cea, e cel mai cel. Îi acordați o doză de superlativ, dar repet, și voi puteți fi priviți într-o astfel de lumină superlativă. Ce are omul ăsta, ce are mai special? Orică vă puneți voi întrebarea asta, oricineva își pune întrebarea când vă vede pe voi. Dacă nu aveți ceva nou pe voi, să zicem așa, material, o haină nouă, o coafură nouă, un look nou, puteți să vi-l permiteți acum. Unii simțiți nevoia de să vă îndepliniți un vis prin bani. Vă duceți și vă cumpărați ceva plăcut vouă, drag vouă, o haină nouă, dar ceva mai deosebit, nu un lucru mărunt.
ceva care pare să fie o dorință, da, pe care o aveți pe lista voastră de vise de multă vreme. Poate nici n-aveți banii ăia. Hai să zicem, aveți 100 de lei puși deoparte, dar cu 100 aia de lei pusă deoparte pentru ceva, s-ar putea să vă duceți să vă oferiți această plăcere, da, un pic la impuls, un pic la nebunie, un pic la aruncat așa înainte, dar îi acordați acestei cumpărături, achiziții, investiții, ce-o fi, obiectul ăsta, îi acordați o doză de fericire. Pe principiul ăla că dacă o să am lucrul ăsta, eu am să fiu fericit, sau vă remarcă cineva prin acest detaliu. Taurii, trebuie să luați o hotărâre cu privire la o situație de viitor, să zicem așa. Parcă sunteți într-un moment de programări, voi trebuie să programați ceva, o călătorie, o nuntă, un eveniment, o mutare, un concediu. Și toate astea necesită o strategie, din timp, bineînțeles. Încât stați mult de vorbă cu cei implicați, cu familia, cu jumătatea voastră, ce e de făcut în privința acestui eveniment de perspectivă. Și deciziile pe care le veți lua vor fi foarte benefice, vor ține cont de ambele tabere, și voi și altcineva implicat în toată povestea asta, că probabil nu sunteți doar voi în poveste, dar întâi vă puteți și ciondăni, poate fi un schimb de păreri foarte tensionat, unul când zice că da, altul zice că ba, dar până la urmă se va găsi o soluție cumva așa de mijloc, sau poate deja sunt două tabere și voi sunteți liantul între aceste două tabere. Îi puneți la masa tratativelor să găsiți o cale de mijloc. Da, voi sunteți calea de mijloc pe semne. Voi sunteți poate împăciuitorul, sunteți negociatorul, sunteți avocatul acestei situații. Sunteți la mijloc pentru a se trasa cea mai bună versiune a acestei situații. Puteți termina discuția cu o decizie luată. Gata, așa rămâne. Plecăm la data de, dar poate fi o perioadă de aia în care luați cele mai mici detalii la bani mărunți ca să hotărâți. Câți bani ne trebuie, când plecăm, la ce oră, cu ce mașină, cu ce autobuz, cu ce avion, când venim, când plecăm, detalii. Probabil cu hârtia în față, cu telefonul în față, să vă organizați totul de a fi rapăr, și tocmai pentru că sunt păreri foarte diferite și reușiți să le puneți de comun acord, va ieși un plan foarte bun în cele din urmă. Gemenii, primiți o veste care nu prea vă face plăcere. Nu asta ați așteptat. V-ați făcut speranțe, v-ați făcut iluzii că o să fie așa, că o să vină aia, că am să primesc aia, că știrea pe care o aștept sau informația pe care o aștept va suna într-un anumit fel, și nu vine în forma pe care ați dorit-o. Vine cu totul alt ambalaj decât cel sperat. Bineînțeles, prima reacție este să vă bosunflați, să nu vă convină, să o luați foarte personal, că cineva are ceva cu voi, că uite așa sunt eu ghinionist. Aveți tendința de a generaliza, de a extrapola, de a umfla prea tare povestea asta de la o situație care nu e conform așteptărilor. E altfel, dar poate fi mai bună. S-ar putea ceea ce imaginea pe care v-ați creat-o voi cu privire la visul vostru să fi fost idealizată, să fi fost prea de tot, imposibilă, era acolo o doză de minune, de miracol dacă se întâmpla. Clar, prea sus a ridicat ștacheta. Și vi se oferă ceva conform normalității, situației date. Poate azi, mâine, nu o să vedeți partea bună a alternativei care vi se oferă. Că da, este un înlocuitor. Nu e varianta A dorită de mine, e varianta B. Unii s-ar putea să o refuzați. Unii, nu îmi trebuie mie așa ceva. Eu, dacă nu primesc varianta așa cum mi-am dorit-o eu nu mă uit la povestea asta. Că e iubire, că e o călătorie, că e o ofertă de job, că e o casă, că e o mașină. Nu e conform visurilor. Și sunteți gata, gata să-i dați cu piciorul. Mai gândiți-vă, mai stați un pic și analizați. Aveți acum o doză, sunteți încă așa, un pic ostil, un pic. Îl cam luați pe nu în brațe de ceva vreme. Peste câteva zile s-ar putea să ziceți, de ce nu? Începe să-i vedeți și partea bună și binecuvântarea în ceea ce pare a fi un ghinion.
e legat de iubire, e legat de chestiuni materiale, e legat de chestiuni profesionale. Și peste câteva zile o să implementați această variantă care vi se oferă. Nu refuzați, nu o ignorați, nu închideți obloanele zicând că nu e pentru voi. Țineți-o acolo în stand-by, în așteptare, în planul 2, că într-o zi o să vă dați seama că merită. Racul. Poate și voi sunteți un pic ca și gemenii, tot așa într-o formă de bosunflare, că ceva n-a ieșit conform planurilor. De fapt, nu că ceva n-a ieșit, ceva nu s-a întâmplat când ați vrut voi. Ați așteptat ceva într-o anumită zi, nu neapărat într-o anumită formă, ci într-o anumită zi sau într-un anumit interval. Parcă ați stat așa cu cronometru în față și ați zis, până la data de, trebuie să se întâmple lucrul ăla. Și am trecut data de. Și acum sunteți dezamăgit. Generalizați. De la un lucru care nu s-a întâmplat până la data de, ce-o fi fost acest interval, aveți tendința să-l generalizați la toată viața. Nu s-a întâmplat până pe 8 iunie, nu se întâmplă niciodată, spuneți voi. Și normal, atitudinea asta atât de tranșantă, de, nici nu știu cum să spun, extremă, extremistă, mai bine zis, nu vă oferă alternative. Sunteți un pic blocat, un pic închis, un pic rigid, nu și nu, încăpățânat pe ideea că, da, nu se întâmplă, clar. Dacă nu m-a sunat până astăzi Gheorghiță, clar că mă înșeală. Răbdare. Vi se pune răbdarea la încercare. Este o mare lecție de răbdare ce trăiți voi acum. Unele lucruri nu se întâmplă așa cum v-ați dorit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le extrapolați și să ziceți că e groaznic. Aveți așa această tendință de a vă supăra pe toată lumea. De la o chestiune legată de timp. Da, și când zic legată de timp, cineva întârzie, cineva nu v-a sunat la ora X, cineva n-a venit o scrisoare oficială conform unui interval, trebuia să vă întâlniți cu cineva undeva, e ușa închisă. Chestiuni legate de timp. Poate legate de o anumită programare pe care v-ați făcut-o voi, da? Poate chiar depindeați de acel interval de timp. Trebuia să se întâmple azi, că mâine aveți nevoie de documentul ăla. Normal că vă irită. Dar totuși v-am spus că este o chestiune de răbdare. Anume, este o frână pusă acolo, ori să vă facă pe voi să vă mișcați. Că e posibil să vă fi culcat așa pe o ureche și așteptați să se întâmple lucrul ăla și nu se întâmplă. De ce? Pentru că depindeați de o acțiune pe care voi nu o faceți. Ori trebuie să așteptați să-i vedeți peste câteva zile alternativa. La ce e bună varianta înlocuitoare care o să vină la un moment dat. Leii, ați ajuns la capătul unei acțiuni care posibil să fi durat mult, ați muncit mult, ați depus eforturi, a durat. Cine știe cât a durat. Dar vă doreați acest final de etapă. Îi acordați acestui final sentimentul ăla de respiro, de relaș, de odihnă, de gata, mă pot și eu detașa, pot uita, pot închide, nu mă mai gândesc la povestea asta, mă duc să mă culc. Așa îl vedeați. Ori se apropie de sfârșit, ori chiar se întâmplă în cele din urmă acest final de poveste, de capitol, și poate e un final chiar benefic, cu roade, cu o anumită stabilitate, cu un anumit sel atins. Cu alte cuvinte, n-a fost în zadar efortul pe care l-ați depus. Poate finalul nici măcar nu vă aparține. Poate finalul e adus de cineva. Vine cineva și vă spune, gata, stop, până aici a fost colaborarea, până aici a fost prietenia, până aici a fost relația. Ce-o fi fost? Acțiunea, activitatea, proiectul? Dar nu ieșiți de acolo șifonați sau supărați, sau, ci cu o treabă rezolvată. Cu o lecție învățată, cu un drum parcurs până aici, parcă v-ați mai maturizat, parcă v-ați responsabilizat, parcă rămâneți cu ceva din toată povestea asta, acolo la final. Adică se poate măsura și niște roade palpabile sau o anumită stare de lucruri în viața voastră. Și
probabil această relaxare din anumite puncte de vedere, chiar dacă sunteți încă într-o perioadă tensionată, cu câte planete sunt la voi în zodie, nu s-ar spune că gata, vă duceți la culcare. Dar un anumit plan se încheie și pe golul ăla, probabil în zilele imediat următoare vă puteți apuca de altceva nou. Fecioarele, aveți un feeling special în legătură cu o situație pe care s-ar putea până acum să o fi privit dintr-un unghi, să zicem așa. E, acum începe să se vadă și al doilea unghi și reversul medaliei. Și să vă dați seama că povestea asta, tocmai pentru că putea fi privită din două direcții, ați înțeles-o greșit. Din direcția din care ați privit-o voi, ați fost indus în eroare, v-ați înșelat, v-ați păcălit, v-ați amăgit, ați crezut ceva, ați avut impresia că ceva, dar situația nu o puteați înțelege decât în momentul când o vedeți și din punctul celălalt de vedere, pe care s-ar putea să-l vedeți acum. Normal, prima reacție este de uimire, de neașteptat, cum de eu am crezut că e da. Și că încolo există și un nu acolo, există ceva dincolo de cortină. E foarte posibil intuiția de-a lungul timpului să vă fie atras atenția. Vezi că există ceva ce nu vezi. N-ați vrut să vedeți. A fost acolo un clopoțel care vă cerea să vă informați mai bine, să mai întrebați și din alte surse, să nu credeți o singură sursă. Ca la știri, trebuie să aflați o știre din trei surse. Voi o știați dintr-una, plus a voastră, să zicem. E acum mai vin niște date ale probleme care vă clarifică, se creează o imagine mai de ansamblu asupra problemei respective. Poate este o chestiune care trebuie privită și din punctul de vedere al femeii și a bărbatului, și a soțului și a soției, și a mamei și a copilului, nu doar dintr-o direcție, că direcția din care priveați era falsă, sau imaginară, sau iluzorie, sau o simplă părere. Este un adevăr la iveală, cu alte cuvinte. Și pe care nu l-ați așteptat. Nu v-ați aștepta să fie așa. Dar vă aduce cu picioarele pe pământ, puteți acționa în consecință, acum că știți și reversul medaliei. Și veți trasa de acum o strategie nouă și cu da și cu nu. Și cu ce știați voi și cu ce ați aflat din alte surse. Dar măcar aflați fața unei situații. Cade masca. Cineva se dă de gol, se demască un mincinos, se demască o iluzie, se sparge un balon de săpun, se dă cortina la o parte. Puneți aici toate metaforele posibile legate de ieșirea unui adevăr la iveală, pentru că ce veți vedeați voi era ori iluzie, ori minciună, ori părere. Acum începe să vedeți adevărul gol-goluț. Pentru voi, balanțe, este un moment în care sunteți gata să vă aruncați într-o acțiune nouă. Parcă urcați într-o mașină și începe o excursie, metaforic vorbind. Dar e momentul ăla când alegeți mașina, alegeți traseul, alegeți destinația. Se vede ceva la orizont foarte interesant, atractiv. Numai că nu e o călătorie ușoară. De la start până la finish, o să aveți parte de tot felul de provocări, aventuri, suișuri, coborâșuri. E un roller coaster cel în care vă urcați voi. Încât trebuie să aveți multă răbdare și multă voință. Pentru că ce urmează e palpitant. E ba sus, ba jos, ba merge, ba nu merge. Și poate dura. Și probabil sunteți conștienți de riscurile ce reiesc din această aventură nouă care începe. În orice plan. O iubire, da, care va fi cu suișuri și coborâșuri. Afacere în care sunteți conștienți că vor fi momente când o să meargă strună și pe urmă o să dea înapoi. Poate n-ar trebui să plecați singuri la acest drum, să zicem așa. Să fiți mai mulți, să fiți o echipă, să fiți doi, să fiți o pereche. Că s-ar putea mare parte din efortul să cadă pe umerii voștri și va veni un moment în care nu o să mai puteți duce singur toată povestea asta. Deci vă aruncați în noua aventură, dar nu singur. Trebuie să aveți măcar un grup de suport, dacă nu un copilot, în mașina asta în care urcați. Ca la șofer, să schimbați între voi sau să trageți amândoi la căruță sau să
interschimbați energiile, ba unul, ba altul la înaintare. Sigur, se poate și tamam pe dos să fiți deja implicați într-o astfel de activitate și să apară un nou lider pe piață, unul care vrea el să vă ia locul la manșă, la volan. Se poate să fie și competiție din anumite puncte de vedere. Dar și asta vă motivează să nu pierdeți locul de lider. Vă suflă el în ceafă acolo, trage tare să vă ia locul, poziția, drepturile, imaginea, ce ați avea voi acolo pus în joc, se poate și asta. Și o să-l tratați nu ca pe un inamic, ci ca pe un concurent redutabil cu care trebuie să vă luptați. Să fiți în perpetuă competiție, care pe care, care îl depășește pe celălalt, că s-ar putea să unul să fie înainte, pe urmă se schimbă conducerea. Deci poate fi ori un lucru în tandem în care trebuie să trageți amândoi la aceeași căruță, ori da, tot tandem este, dar pe principiul ăsta, unul înainte, altul înapoi și vă luptați pe locul 1, locul 2, locul 1, locul 2, cam asta este. Dar e ceva pus în joc, o miză foarte importantă, o victorie, o sumă de bani, inima cuiva, deci e un concurent acolo pentru care vă puneți în joc toate talentele, calitățile. Să-l dați la o parte, să fiți voi ăla din față, să treceți voi primul linia de finish. Sau dacă e vorba de tandem, de lucru în echipă, să-i simțiți pe acești oameni pe care aveți aproape că vă susțin realmente, că vă încurajează. Nu neapărat fac ei în locul vostru, dar țin cu voi, vă încarcă bateriile atunci când aveți nevoie, atunci când obosiți sau atunci când vă mai pierdeți motivația. Scorpionul, multă ambiție puneți voi în joc. E ceva acolo important pentru care sunteți gata să vă aruncați și în flăcări dacă e nevoie. Numai că evident, acel lucru are și o mare doză de risc. Cine se joacă cu focul se poate arde. Dar cine se joacă mai bine cu focul dacă nu voi? Voi sunteți o zodie care iubește aventura, iubește provocarea, iubește riscul, pericolul. Nu vă ascundeți sub pat când e mai greu. Alții da. Încât pe asta veți miza voi într-un astfel de moment. Este un moment cu factor de risc, este un moment delicat, este un moment greu. Care mai mulți privesc spre reușita aia, vârful ăla, Everest. Dar unii abandonează, alții bat în retragere, alții eșuează pe parcurs și puteți rămâne voi cel care atinge scopul ăsta, pentru că sunteți pregătiți pentru risc. Sunteți pregătiți pentru fie ce o șef. Da, domnule, mă bag. Mă bag la Everest. Eu nu mă duc la 4.000 de metri, eu mă duc direct la 8.000. Alții cedează la 5.000 de metri, la 6.000 de metri. E o preselecție așa care se face. Cei slabi dispar pe parcurs în competiția asta. Indiferent despre ce este vorba. Și asta s-ar putea să vedeți voi, că ați ajuns cumva foarte aproape de vârf, poate încă n-ați ajuns la vârf, și s-a făcut un pic de curățenie în jurul vostru. Nu mai sunt concurenții de odinioară, ca la maraton. Dita mai Plutonul la început de mii de oameni și câți ajung la destinație? Câțiva. Și la distanțe colosale de timp. S-au risipit inamicii, s-au risipit condițiile neprielnice și parcă sunteți din ce în ce mai aproape de țelul propus. Vă miră și pe voi rezistența de care ați dat dovadă, ambiția de care ați dat dovadă. Poate v-ați și folosit de niște mici tertipuri să vă eliminați adversarii pe parcurs. Scopul scuză mijloacele, nu? În război e permis orice, că e un război acolo. Cine e cel mai tare, cine câștigă, cine ia ochii cuiva, cine primește premiu, trofeu. Și parcă sunteți din ce în ce mai aproape de trofeu. Săgetătorul. Există în preajma voastră cineva care încearcă să vă domolească pasiunea, patima, energia, ambiția, voința, foc. Există acolo un critic. Vă simțiți criticat. Apare un șef, apare un părinte, apare un personaj care ar putea să aibă dreptate. S-ar putea să fie un om înțelept, să fie un om cu experiență, dar diferit vouă, total diferit. El e mai rațional, voi sunteți mai energetic. Și el vine cu lecțiile, să zicem așa, ca un profesor, ca un șef, să vă mai taie vouă un pic elanul ăsta
de foc. Să vă taie cheful, să vă taie pasiunea în sens bun. Pentru că ce încearcă el e să vă, să vă ordoneze, nu să vă ordoneze, să vă disciplineze. Să vă aducă înapoi într-o, în matcă. Pentru că voi deja faceți spume în matca voastră. Să vă calmeze, să vă dea o, o linie directoare, că sunteți un pic cam haotic, un pic cam aprins, un pic cam aruncat în valuri, așa. Și chiar dacă nu prea vă place stilul, s-ar putea să fie genul ăla de, de fecioară, să zicem așa, cum e fecioara care mai trebuie să dea niște lecții, vă mai trage de ureche, vă mai învață, dar ca să vă disciplineze, ca să vă aducă pe înapoi în normalitate. Că undeva ați apăsat prea tare pe accelerație. Faceți un consum energetic sau de resurse colosal, un prea de tot în viața voastră. Prea multă energie, prea multă pasiune, prea multă voință, prea multă obsesie, prea multă încăpățânare, un prea de tot. Și de-aia vine acest om și zice, stai, calmează-te. Gândește, raționează, mai stinge focul, mai ține câinii ăștia în lesă sau caii în frâu. Poate nu acum. Acum o să-l tratați ca pe un critic, ca pe un judecător, ca pe un ce are și ăsta cu mine, ce, de ce mă oprește. Dar peste ceva vreme, că o să mai fie pe parcursul lunii câteva momente tensionate în care s-ar putea să dați drumul de tot la acești cai, abia atunci s-ar putea să îi spuneți, știi, că ai avut dreptate. Dacă țineți cont de el, într-o zi o să-i mulțumiți că poate fi un, un om cu experiență matur, detașat, nu e problema lui, tocmai de aia, nu e problema lui și încearcă să vă spună stop, dar într-o zi vă veți da seama că știa el mai bine decât voi. Capricornul, poate voi sunteți cel care domolește săgetătorul, posibil să aveți așa o, un rol de profesor, îndrumător, coordonator, înțeleptul satului, pe undeva, pe unde apăreți voi, parcă se face lumină, parcă ies adevărul la iveală, parcă știți ceva ce nu știu ceilalți. Aveți voi așa o, o intuiție, o, un flair anume, sau poate chiar informații, poate dețineți niște informații care s-ar putea să aibă la origine o mare experiență de viață sau într-un anumit domeniu, să zicem, sunteți profesionist, expert într-un anumit domeniu și aveți acum ocazia de a învăța pe alții, de a le lumina mintea și altora. S-ar putea să fiți cel care dă răspunsuri la o grămadă de oameni care nu știu. Există multe întrebări la acești oameni. Cum să fac aia, de ce aia, când să fac aia? Și voi sunteți cel care răspunde. Voi sunteți ca la o conferință de presă. Să vă așezați la masă cu microfoanele în față și le spuneți ce știți. Dar ce știți e din prelunga voastră muncă de până acum. Da, poate chiar aveți acest rol efectiv de profesor la catedră, să învățați pe cineva ceva, un curs pe care îl predați, o lucrare pe care o prezentați, o, nu știu, un canal de YouTube în care trebuie să transmiteți niște mesaje, dar informația pe care o transmiteți e iluminatoare pentru unii. E adevărul pur, e informație certă din cărți, din manuale, dar parcă deschide minți. Mulți oameni vor avea reacția aia de chiar, nu m-am gândit la asta. De ce? Pentru că voi priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Voi aveți un, un flair în perioada asta. Vă vin niște informații, nici voi nu știți de unde. Poate unele informații sunt chiar de origine karmică, din alte vieți. Nu neapărat le-ați învățat acum. Vin așa din lăuntru vostru, din adâncuri. Bun, pe unele le puteți aplica pe voi. Vise, idei, intuiție, inspirație, soluții, sau să le predați la alții, să luminați mintea altora. Unii oameni care sunt derutați, unii oameni care nu știu și de-aia vin la voi, ca la un specialist, ca să le rezolvați problema. Vărsătorii, încă este luna la voi în zodie astăzi, ca și ieri, și
A venit vine, mai bine zis, odată cu această lună vine o informație, probabil, un răspuns, o știre care pune capăt unei situații. Probabil asta mai aveți nevoie, această informație. Așteptați un document, așteptați un răspuns la telefon, un mesaj, o întâlnire, un da, un nu și vine. Și gata, s-a terminat perioada de stat ca pe ghimbi. A fost o perioadă stresantă așteptarea asta, parcă numărați zilele care trec, parcă verificați telefonul din secundă în secundă, îmi scrie, nu scrie, am primit, n-am primit. Era o doză de agitație în interiorul vostru cu privire la informația asta care trebuie să vină. E, vine informația, da, s-ar putea să nu fie chiar cea pe care ați așteptat-o. Unii, din păcate, s-ar putea să primiți răspunsul tamam pe doză cât îl așteptați. Voi așteptați un accept și nu sunteți acceptați. Pentru aceștia, bineînțeles, șocul poate fi mai mare, că picați așa un pic în gol, de la înălțimea marilor speranțe și vă dați seama că ați exagerat speranțele. Ați ridicat prea sus ștacheta, ați așteptat prea mult de la răspunsul ăsta, sau mai bine zis, depindeați așa de tare de mesajul ăsta care vine, încât acum că a venit și nu e cel doriți, sunteți fără replică, fără direcție, fără alte variante. Deși nu e genul vostru să fiți atât de dependent de un răspuns, un mesaj, de o persoană. Vine sau nu vine și nu vine și vă lasă cu ochii în sare și cădeți în gol de la așteptările voastre. Vă lasă fără replică. O luați foarte personal, emoțional, s-ar putea să fiți foarte afectat. Vă deranjează, vă supără, vă îngenunchează, vă lasă momentan fără sens, momentan, pentru că imediat veți găsi alternativele. Pentru că s-ar putea să vină și o a doua variantă, sau mai bine zis, să vină la pachet. Nu se acceptă varianta asta, dar există un dar după aceea. Rămâne de văzut dacă acceptați ce zice după dar. Nu ai fost acceptat în rolul de Julieta în piesa asta, dar poți fi Doica. Cum eu Doica? Eu sunt prima donă. Cum să fiu eu Doica? Nu vrei Doica? La revedere și n-am cuvinte. Dar nu e Julieta. Cam asta o să fie răspunsul. Nu A, e B. Îți convine? Bine. Nu? Altă variantă nu e. Peștii, s-ar putea să se agite așa un pic spiritele prin casa voastră, familia voastră, inima voastră, în anturajul vostru foarte apropiat, de prieteni, de rude. Parcă vin niște vești foarte stimulative, care bucură pe toată lumea. Sună telefoanele, trimite știrile de la unul la altul, ia legătura și cu mama, ia legătura și cu soacra, ia legătura și cu nata. E ceva acolo, vânzoleală comunicațională fantastică. De la un eveniment. Pe semne că e un eveniment fericit. A născut cineva, se căsătorește o verișoară, s-a înscris cineva la o facultate, a luat bacul, chestii de astea care bucură pe toată lumea. Posibil să fie bucurii, în general bucurii. Și vă place animeul ăsta, așa, atmosfera asta foarte animată, foarte vie, foarte stimulativă, parcă vă scoate din somn, din ale voastre. Dintr-o zonă de pasivitate, dintr-o zonă de nimic, dintr-o zonă de hibernare. Abia așteptați lucrurile astea. Un foc care se aprinde în mediul vostru. Poate o apariție nouă. Apare un personaj și e foarte atrăgător și e foarte frumusețe acolo. E arătos, e sexy. Pot fi și niște palpitații de genul ăsta care vă iau așa pe neașteptate. Sau poate voi sunteți noua apariție într-un anumit mediu și vedeți un interes asupra voastră, cine e ăsta, cu ce se mănâncă, un pic de popularitate, un pic de preocupare a mediului în care vă aflați cu privire la voi, în cazul în care sunteți nou intrat acolo, într-un job nou, într-o clasă nouă de elevi, într-o echipă de fotbal. Sunteți atractiv, interesant, dar și poate mai mult decât atractiv, incitant.
că pare să existe un interes aparte, pentru că unii s-ar putea să vă privească și cu un dram de rivalitate. Ce mai caută și ăsta pe aici? Ce-a mai apărut și el? Rămâne de văzut cum o să vă integrați în acest mediu, în cazul în care e vorba de un mediu complet nou, sau dacă e vorba de mediul vostru obișnuit, o să umble veștile de la unul la altul intens în perioada asta. Asta e ziua de 8 iunie. Ne vedem și mâine. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe site, că ar fi păcat să nu le vedeți. O zi bună, să vedeți! Thank you.